Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna ministru, vă doresc mult succes cu acest mandat, doamna ministru. Preluați portofoliul într-o perioadă foarte dificilă, într-o perioadă când există și pe bună dreptate, trebuie să recunoaștem, o inflamare în spațiul public în legătură cu ce se întâmplă în domeniul de care se ocupă Ministerul Culturii. Există așteptări mari, instituțiile de cultură românești au nevoie de cineva care cu fermitate, dar și cu foarte multă înțelegere și cu simțul a ce trebuie făcut și ce poate fi făcut, să vină să conducă acest minister. Evident, situația de la operă trebuie rezolvată, dar este doar una din situațiile unde e nevoie de cineva la conducerea ministerului care cunoaște profund cultura românească, instituțiile de cultură românești. Cred că domeniul de care se ocupă Ministerul Culturii, care este evident doar o parte din cultura românească, are nevoie de reformă, nu de reformită. Are nevoie de decizie, dar nu de impunere cu cizma. Și vă doresc să reușiți să schimbați lucrurile în sensul așteptat de artiști, de public, dar și de specialiștii din domeniu.